Acolo la Herning, Marian, dacă ne auzi, te salutăm și dă-ne și nouă informații calde în frigul de acolo din Danemarca despre Naționala României și despre Mondialul care stă să înceapă și pentru noi. Salutare tuturor și la mulți ani! Prima informație caldă, sunt minus 5 grade afară, dacă vreți să fac așa un joc de cuvinte paralel. Azi debutăm, o să fie un antrenament. Un antrenament cu public, împotriva statului Chile. E foarte bine, din punct de vedere strategic, că avem acest meci de încălzire, pentru că nu se pune problema rezultatului, nu se pune problema victoriei. Va fi un meci în care Florentin Pera va putea să regleze echipa. Și e foarte important în condițiile în care nu o vom avea pe Cristina Neagu în faza grupelor. Adică cel puțin la meciurile cu Chile, Serbia și Danemarca, Cristina Neagu nu va evolua. Sunt șanse foarte mici. Ar putea totuși să revină în grupele principale, acolo unde noi țintim, hai să zicem, sferturile de finală. Pentru că ăsta e obiectivul asumat. Un obiectiv ambițios, un obiectiv care nu va fi ușor de realizat, mai ales că noi la ultimele turnee finale nu am reușit să trecem sau să urcăm mai sus de locul 10, ceea ce e puțin deranjant. Însă, de această dată avem un culoar bun. Singurul monstru, dacă vrei să spunem așa, din drumul nostru spre sferturi este Danemarca. Danemarca, țara gazdă, care și-a pregătit acest turneu final, au o echipă foarte puternică, e vicecampioană europeană, joacă pe teren propriu și vor avea în spate 12-13 mii de fani la fiecare meci. Apropo, diseară la Danemarca-Serbia s-a anunțat deja un sold out, adică mai erau în urmă cu o oră, mai erau 200 de bilete. Nu va fi cazul și la România-Chile, evident, chiar dacă fanii care au bilete pot să vină la ambele meciuri, de obicei danezii vin la meciurile lor, însă ne bazăm și noi pe o galerie de 200-300 de fani care vin la fiecare turneu final. Ce vă ziceam? Vă ziceam de culoar, că e foarte bun. Danemarca e singura echipă foarte puternică, o singură echipă, dacă vreți, cu care avem șanse mici în meciul direct. În schimb, în momentul în care noi batem Serbia, că până la urmă pentru noi turneul începe nu azi, poi mâine, cu România-Serbia, în momentul în care batem Serbia, noi putem să plecăm în grupele principale cu 2 puncte. Asta ce înseamnă? Că va trebui să învingem Germania, Japonia și Polonia pentru sferturile de finală. Nu e ușor, dar nu e nici imposibil, pentru că niciuna dintre aceste formații pe care vi le-am enumerat nu e o forță în adevăratul sens al cuvântului. Am citit în corespondențele tale pe care le dai de 4 zile de acolo din Danemarca că un alt atu ar fi faptul că jucăm în această sală din Herning toate meciurile din grupă și pe culoarul ulterior. Sală în care am jucat și am luat bronzul în 2015, exact. Nu? Exact. Avem amintiri frumoase, da, de la Herning, din sala aceasta care a costat 45 de milioane de euro. Sală situată imediat lângă stadionul celor la Midtjylland. Exact, e lipit. O singură alee desparte stadionul celor de la Midtjylland de sală. Ca un paradox, dacă vreți, stadionul are o capacitate mai mică decât sala. Stadionul are 11.000, sala are 15.000, adică e puțin mai ciudat. Da. Dar avem amintiri frumoase de aici, în 2015 am eliminat țara gazdă. Îmi cer scuze, bine că nu-i vis-a-vis de stadionul, da, Silkeborg. Las, că și stadionul Nordsjælland, da, care a dat 6 aseară, păi puțin nu, mai departe, farum, așa că sunt. Dacă era în Silkeborg, intrau multe. Da. Acolo am fost... Intrau multe în poarta lor. Da, mă rog. Da, Marian. Ce vreau să vă... referitor la campionatul mondial din 2015. Da, atunci am eliminat țara gazdă, Danemarca, în sferturile de finală, chiar în această sală, cu Cristina Neagu. Fabuloasă atunci, la vremea respectivă. Cred că a marcat 8 goluri, dacă nu înșel, în acel sfert de finală. Am pierdut în prelungiri atunci cu Norvegia în semifinale. După 300, două reprize de prelungiri, Norvegia ne-a învins și România a încheiat pe locul 3. E optimist să spunem că vom avea același scenariu, dar cred că realist este să încheiem în top 8, adică să prindem sferturile de final. Și referitor la sală, da, avem și norocul ăsta, că nu trebuie, România nu trebuie să se mute. Cumva ne-am lipit de Danemarca, că practic culoarul ăsta era făcut pentru Danemarca. Noi am fost extrași din urnă în grupa Danemarcei. Și atunci avem și acest avantaj că mergem cumva pe același culoar ca și Danemarca. Evident, nu cred
sincer. Deși mi-ar plăcea să facem această surpriză, nu știu dacă vom putea învinge Danemarca din nou, dar cu siguranță putem să obținem un loc 2 în grupele principale. E un culoar bun și pentru tine, că stai doar acolo la Hernic și nu mai trebuie să te deplasezi. Apropo, ai și tu ajutoare din presă sau ești cam singur pe acolo? Înțeleg că vin. Încet, încet o să mai vină colegi din România. Au venit deja 2 fotografi. În primele 2 zile am fost singur pe aici. Am fost și singur în comitetul de primire de la aeroport. Eu și cu organizatorii. Deci tu și cu organizatorii le-ați întâmpinat pe tricolore la aeroport. Exact. Fanatic, și m-au rugat să le spun din ce echipă face parte, că venise și echipa Japoniei. Era un pic așa bulversat că nu știau jucătoarele exact, chiar dacă există trei. Prima dată sau, când toate ale noastre sunt din campionatul intern. De făcut diferența, da. Da, spunea Alin ceva și o observație interesantă. E prima oară când toate jucătoarele din lotul lui Pera, din lotul României, sunt din campionatul intern. Altfel cele mai campionat multe, din lume. Cele mai multe de la Gloria Bistrița. Nu știu dacă e neapărat un avantaj, dar motivul pentru care avem cele mai multe, adică toate handbaliste din campionatul intern, sunt salariile foarte bune care se dau în Liga Florilor. Nici o handbalistă din România nu are de ce să plece în străinătate atâta timp cât în campionatul intern câștigă mai mult. Câștigă mai mult, dar joacă mai puțin, Marian. Sau ceva de genul ăsta. Poftim? Câștigă mai mult, dar joacă mai puțin față de alte vedete. Exact. Aia este, aici, de fapt, s-ar putea problema. Să avem o problemă, pentru că există și jucătoare care evoluează mai puțin la echipele lor de club. Așa cum știm, în campionatul intern avem foarte multe jucătoare străine plătite foarte bine, care sunt titulare, iar asta înseamnă că unele handbaliste din România au mai puține minute la nivel de club. Și să sperăm că nu vom trage ponoasele acestei strategii în luna decembrie, acum când ne doare mai tare și când avem acest obiectiv crucial. Pentru că vorbim de un campionat mondial foarte important, e ultima șansă de a ajunge la Jocurile Olimpice. Toată lumea și-a asumat acest obiectiv. Nu mai există altă portiță de a ajunge la Jocurile Olimpice decât o clasare în primele 8 la acest turneu final. Adică prezență în sfertul de finală pentru noi înseamnă bilet la Paris 2024. Nu, la turneele preolimpice. La turneul preolimpic. Adică, preolimpic adică, pentru Paris. Adică da. Mai e puțin drumul, e puțin mai lung decât ne așteptăm. Nu, dar dacă nu ieși în primele 8, e salut.